În ciuda micilor adversități, fiecare plecare lasă în urmă melancolie și regruparea celor rămași. În Tenerife, imprevizibilul s-a transformat în firesc și nici nu știi când primești tu un... Opa! Opa, eu am fost, da, eu. Mesaj! Mesaj. N-am auzit prost. Diana! Mesaj! Mesaj! Hai de uimă, please la hai de uimă! Toată lumea la fire pită. Nu! Bine că nu ne-am dezbrăcat. Nu știu cât e de bine că nu v-ați dezbrăcat, Adi, pentru că, de obicei, la fire pit, lucrurile devin fierbinți destul de repede. Andrei? Al meu e. Dragilor, a venit din nou momentul decuplării. În această seară, fetele vor fi cele care vor alege alături de cine doresc să fie pe mai departe. Băiatul care va rămâne la final singur va părăsi Love Island. Denise, ridică-te și vină în fața fragilor tăi. Dragă Denisa, întrucât ești ultima venită la Love Island, ai privilegiul să fii prima care își alege partenerul de cuplu. Dar, de această dată, publicul ți-a anulat acest privilegiu. Cei de acasă au votat partenerul potrivit pentru tine. Și băiatul pe care publicul a ales să-ți fie alături de mai pe mai departe este... Denis. Nu pot să cred. Duceți-vă de aici. Hai să le facem loc. Trebuia să se facă niște jocuri de genul. Răsturnare de situație. Băieți, fiți gata de recuplare. Ridicați-vă și veniți în fața fetelor. Ada, alegeți acum un partener de cuplu. De ce te întorci? O să profit de acest moment, Andrei, să-ți spun un lucru. Eu m-am îndrăgostit. Vino. Mai așteaptă un pic. Thank you.
Ane, este rândul tău acum. Nu vreau să fiu imprevizibilă. O să fie scurt și la obiect. Primesc și ofer exact ce am căutat până acum și am venit aici cu o speranță destul de mică și am găsit-o. Alegerea mea e Adrian. Sper că nu v-am ținut prea mult în suspans. Nargi, care este alegerea ta? Da. Nu-ți promit iubirea mea, pentru că, cum spun unii, eu nu sunt capabilă să mă iubesc decât pe mine. Dar de când ai venit tu, chiar am început să râd, așa cum râdeam eu cu familia și prietenii mei. Și normal că te aleg pe tine, Răzvan. Dragă Alexia, cei trei băieți așteaptă acum decizia ta. Alegerea mea pentru a rămâne în concurs, nu pentru a mă îndrăgosti, pentru că el era alegerea mea. Este Călin. Diana, ultima decizie îți aparține. Băiatul pe care îl vei alege acum îți va deveni partener de cuplu. Celălalt va părăsi vila în această seară. Pentru că acum o săptămână și un pic mi-am lăsat locul din pat pentru a dormi pe laterală, pe canapea. Și pentru că prea puțin bărbați știu să comunice cu mine, și să aibă răbdare cu mine. Cred că este clară decizia mea,